Toți premierii care au ajuns în Palatul Victoriei au ieșit de acolo trâncăniți la cap. Au ieșit de acolo cu capul umflat. Cred că Ludovic Orban este, va fi un excelent președinte de Camera Deputaților și trebuie să rămână președintele Camerei Deputaților patru ani de zile. Dar nu PNL. Dar nu cred că trebuie să fie și președintele PNL. Da. Cred că a ieșuat ca președinte al PNL toți premierii care au ajuns în Palatul Victoria au ieșit de acolo trâncăniți la cap. Au ieșit de acolo cu capul umflat. Cred că Ludovic Orban este, va fi un excelent președinte de Camera Deputaților și trebuie să rămână președintele Camerei Deputaților patru ani de zile. Dar nu PNL. Dar nu cred că trebuie să fie și președintele PNL. Da. Cred că a ieșuat ca președinte al PNL toți premierii care au ajuns în Palatul Victoria au ieșit de acolo trâncăniți la cap. Au ieșit de acolo cu capul umflat. Cred că Ludovic Orban este, va fi un excelent președinte de Camera Deputaților și trebuie să rămână președintele Camerei Deputaților patru ani de zile. Dar nu PNL. Dar nu cred că trebuie să fie și președintele PNL. Da. Cred că a ieșuat ca președinte al PNL. Toți premierii care au ajuns în Palatul Victoria au ieșit de acolo trâncăniți la cap. Au ieșit de acolo cu capul umflat. Cred că Ludovic Orban este, va fi un excelent președinte de Camera Deputaților și trebuie să rămână președintele Camerei Deputaților patru ani de zile. Dar nu PNL. Dar nu cred că trebuie să fie și președintele PNL. Da. Cred că a ieșuat ca președinte al PNL. Toți premierii care au ajuns în Palatul Victoriei au ieșit de acolo trâncăniți la cap. Au ieșit de acolo cu capul umflat. Cred că Ludovic Orban este, va fi un excelent președinte de Camera Deputaților și trebuie să rămână președintele Camerei Deputaților patru ani de zile. Dar nu PNL. Dar nu cred că trebuie să fie și președintele PNL. Da. Cred că a ca președinte al PNL toți premierii care au ajuns în Palatul Victoria au ieșit de acolo trâncăniți la cap. Au ieșit de acolo cu capul umflat. Cred că Ludovic Orban este, va fi un excelent președinte de Camera Deputaților și trebuie să rămână președintele Camerei Deputaților patru ani de zile. Dar nu PNL. Dar nu cred că trebuie să fie și președintele PNL. Da. Cred că a ieșuat ca președinte al PNL. Toți premierii care au ajuns în Palatul Victoria au ieșit de acolo trâncăniți la cap. Au ieșit de acolo cu capul umflat. Cred că Ludovic Orban este, va fi un excelent președinte de Camera Deputaților și trebuie să rămână președintele Camerei Deputaților patru ani de zile. Dar nu, PNL. dar nu cred că trebuie să fie și președintele PNL. Da. Cred că a ieșuat ca președinte al PNL toți premierii care au ajuns în Palatul Victoria au ieșit de acolo trâncăniți la cap. Au ieșit de acolo cu capul umflat. Cred că Ludovic Orban este, va fi un excelent președinte de Camera Deputaților și trebuie să rămână președintele Camerei Deputaților patru ani de zile. Dar nu PNL. Dar nu cred că trebuie să fie și președintele PNL. Da. Cred că ai șuat ca președinte al PNL toți premierii care au ajuns în Palatul Victoria au ieșit de acolo trâncăniți la cap. Au ieșit de acolo cu capul umflat. Cred că Ludovic Orban este, va fi un excelent președinte de Camera Deputaților și trebuie să rămână președintele Camerei Deputaților patru ani de zile. Dar nu PNL. Dar nu cred că trebuie să fie și președintele PNL. Da. Cred că a ieșuat ca președinte al PNL. Toți premierii care au ajuns în Palatul Victoria au ieșit de acolo trâncăniți la cap. Au ieșit de acolo cu capul umflat. Cred că Ludovic Orban este, va fi un excelent președinte de Camera Deputaților și trebuie să rămână președintele Camerei Deputaților patru ani de zile. Dar nu PNL. Dar nu cred că trebuie să fie și președintele PNL. Da. Cred că ai ieșuat ca președinte al PNL.